vorbim despre integrarea Serbiei în Uniunea Europeană, aceasta o facem noi. Granițele Serbiei cu Uniunea Europeană sunt reprezentate de noi, de Grecia, de Bulgaria, de România. Integrarea Serbiei se face prin infrastructură comună, prin schimburile culturale, prin studenții sârbi care învață la Timișoara, prin construcția de drumuri, de autostrăzi, de infrastructură energetică, de infrastructură de IT, apoi aderarea efectivă rămâne doar o formalitate pe care, la care ne-am angajat toate cele trei țări ale Uniunii Europene prezente aici, să sprijinim cât putem Serbia și nu neapărat, poate nu sprijinite cuvântul, ci de a-i ușura și de a-i facilita atât pe președinția bulgară, cât și apoi în 2019 pe președinția română, tot ceea ce înseamnă ajutor și îndrumare pentru această oficializare a statutului Serbiei față de Uniunea Europeană. Constatăm că nu există nicio problemă de netrecut și la fiecare problemă există chiar mai multe soluții, iar ceea ce reușește să facă acest gen de întâlnire este să armonizeze soluțiile, să avem toate cele patru țări aceea soluție. Și mai mult, aseară în discuții am stabilit ca de acum la întâlniri să participe sau cu ocazia întâlnirilor să participe și miniștrii de profil ai celor patru țări, că e vorba de transporturi, că e vorba de infrastructură, e vorba de energie, pe afaceri externe sau miniștrii de interne, fiindcă o altă problemă comună reprezintă fenomenul migrației. În acest sens, sunt onorat să anunț că ceilalți trei colegi mei și prieteni au acceptat invitația ca următoarea întâlnire să aibă loc la începutul lunii martie în București, urmat apoi, înțeleg, de, dacă zic bine, Alexis, de mai Grecia, urmând ca aceste întâlniri să nu mai devină, sper, un fapt extraordinar prin simpla întâlnire, ci să devină extraordinar rezultatele acestor întâlniri. Încă o dată mulțumesc!